Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Se observa că vin alegerile. A început încăierarea preelectorală. Trebuie să pregătim niște piese de alea lăutărești cu inel, inel de aur, cu aoleo, viața mea, cu de-astea. La Chilian... Da, la Chilian, niște chestii. Da, deci PSD, în primul rând, PSD a intrat în competiție. Băi, sunt într-o competiție disperată cu populiștii de la aur. Păi nu e același lucru. Băi, nu era chiar același lucru. Nu era. Da, da, acum okay. PSD e disperat că aur le roade din cota electorală și atunci fac și ei ceva, ce să facă? Fac ce fac căilalți. E, dacă n-ai nicio idee, încerci să-i copiezi păilalți și te gândești că poate cine știe, la tine se vede mai bine. Și astfel, după ce șeful aur, domnul Simion, a făcut scandal și a cerut boicotarea Auchan, după lanțul de hipermarket, toată lumea vorbește, care a renunțat la casele cu angajați umani, acum PSD propune impozitarea fiecărei case de marcat de tip self-pay, la nivelul salariului minim. Mai înțeles? Adică răutate, știi, dar îl dai afară pe ăla, nu contează, tot o să plătești taxe pe salariu, ca să nu-l mai dai afară. După și GAS? Da, tot, salariul minim. Cum? Se, toate taxele care sunt. Salariul minim, cât păi mai și e casele de salariul minim acum? 3.000 două... de lei, cât e? Da. Auzi? Păi și casele alea de marcat peste ani și ani, când nu vor mai fi bune de nimic, primesc pensie? A, bună întrebare, bravo, Zaf. Bună observație. Chiar așa, da. Bun, cine credeți că o să plătească taxele astea totuși? Noi. Adică, serios? Luca. No, să le plătească magazinul care face profit. Ia, lasă că îi luăm noi din profit și să plătească taxe. Că magazinul nu o să le punem prețuri. Păi da, ba da, le punem parizer. Are cum, da. Dar eu mă gândesc, dar de ce n-ar extinde măsura PSD? Adică mi se pare o idee foarte bună. Bravo. Dă-i înainte PSD. De ce te oprești doar la casele de self-checkout? Bagă impozit special și pe fiecare autobuz, tramvai sau troleibuz care n-are taxatoare. Unde-s locurile alea de muncă? Păi se poate. A dat afară STB-ul taxatoarele. Păi da, trebuie pedepsit. Ia să punem un impozit ăsta. Hai PSD, arde o taxă specială și băncilor. Pentru fiecare operațiune făcută de clienți pe internet banking și nu la ghișeu. Păi unde săracele doamne care scriau OP-uri pe hârtie autocopiantă? Dădeau cu ștampila aia cu dată, mai țineți, era ștampila aia cu dată. În fiecare zi puneai, nu știu ce. Pe cum ghișeu... au fost ele recalificate cu forța? Pe ghișeu, pun gros să-l ardă. Gata. Că are norocii fiscul ca lumea, nu mai sunt cozile alea. Iată. E posibil, așa, păi tot... Bun, nici nu prea cred că i-au dat afară pe mulți, dar oricât ideea. Ideea în sine, la telefonie, la fel. Păi toată lumea dă acum telefon automat. Unde sunt centralistele care făceau conexiunea fizic? Pac, scoteai mufa, puneai și la mufa. Call center să impoziteze roboții. Clar. Bună sunt. Păi schimb robotul, pac, pui robot. Trimiți un e-mail, taxă pe e-mail, tăticule. Păi, poștașii, nu te gândești cum rămâne fără slujbe? Cine mai trimite scrisori azi? Mai trimite cineva scrisori? Nu. Deci trebuie... Vedere de la taxă. Mare. Să nu uităm că a trimis doamna în Mongolia, dar a ajuns la Mangalia, deci se mai trimite câte cazuri ceva. Cazuri speciale. Bile de tren online. Cine și ia bile de tren online? Bir, nenorocitule. Rămân funcționarele fără loc de muncă. Parcare plătită la automat? Păi și bieții parcagii, nu te gândești la ei? Cum parcare plătită la automat? Sunt parcagii privați. Deci asta este PSD. Eu sper că și-a notat, pentru că e loc de multe idei în privința asta, în competiția asta populismului și demagogiei. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.